Doamnelor și domnilor, aceasta nu este o emisiune, este Țara Mea Show. Vă salut cu deosebit respect. Azi am organizat o conferință de presă cu o temă extrem de importantă și serioasă la nivelul municipiului Baia Mare, a județului Maramureș și a României. E o temă națională care ar trebui să ne atragă atenția asupra elementelor deficitare atât de comunicare cât și de acțiunea guvernului PSD. Tema se referă la pilonul 2 de pensie. Știu că pentru foarte mulți oameni o astfel de temă, care este una tehnică, cerebrală, nu suscită foarte mult interes. Probabil scandalurile sau cancanurile ar ridica mult mai mult ratingul pentru astfel de conferințe de presă, dar noi vrem să traducem un mesaj foarte important din partea Partidului Național Liberal, că ne interesează evoluția patrimoniului, practic, a românilor și a României, nu doar pentru următoarele luni, cât și pentru următorii zeci de ani. Pentru că această temă, practic, influențează în maniera în care ea este rezolvată de către guvernul PSD, taie o centură de siguranță a oricărui angajat român sub 45 de ani. Eu o să fac o scurtă prezentare și a echipei care se află în stânga și în dreapta mea. Ileana Tomoiagă, care este și purtător de cuvânt al PNL Baia Mare și președinte interimar la TNL Baia Mare, persoană care a fost deja trenuită pe această temă și va explica tehnic elementele ce sunt vizate de această conferință de presă. De asemenea, Romeo Crișan, domnul avocat Anicăi, Anne-Marie Hordău și cu domnul Munteanu, care fac parte toți din echipa PNL Baia Mare și PNL Maramureș. Nu întâmplător au fost aleși pentru că ei sunt practic reprezentanții pilonului 2 de pensii, fiind sub 45 de ani, iar salariile lor și contribuțiile pe care dumnealor le asigură prin plată, automat sunt implementate sau sunt afectate de aceste măsuri. O scurtă trecere în revistă, eu nu sunt finanțist, știți prea bine că sunt jurist și văd lucrurile dintr-o anumită perspectivă. Dar ceea ce este important, vreau să vă spun că această inițiativă a fost a Partidului Național Liberal în guvernarea lui Tăriceanu și mă miră că în momentul de față Tăriceanu, ca președinte a ALDE, nu-și mai susține propria inițiativă și propria vocație. Pilonul 2 de pensie reprezintă în mod clar o centură de siguranță pentru orice fel de angajat. Știți foarte bine că sistemul în România până în 2006 era garantat sub aspectul pensiei doar de pilonul 1, adică contribuțiile care sunt virate în bugetul de stat pe capitolul pensii. Începând cu 2006, practic, acest pilon a fost gândit ca un fel de salvare în condițiile în care atât evoluția demografică a României cât și evoluția între angajați și pensionari era una previzibil negativă. În momentul de față există practic un angajat la un pensionar, dar perspectiva economică ne va duce undeva la 3 pensionari la un angajat. Și atunci, evident că resursa financiară și cotizațiile pe care le achită un angajat nu vor mai putea acoperi pensiile pentru toți pensionarii din România. Motiv pentru care s-a înființat acest pilon al doilea. În altă ordine de idei, și mă voi și opri cu acest aspect, exista practic o asumare a răspunderii făcută de către Guvernul și Parlamentul României față de Forul Comunitar European. Acest pilon al doilea, noi am garantat că vom urca până la un procent de 6%. Evoluția a fost la un moment dat pozitivă, ajungându-se undeva la 5,5%, după care la 3,75% în prezent. Deci, guvernul PSD practic a luat banii din contribuțiile noastre a tuturor angajaților și i-a introdus în sistemul de pensii clasic, realizând o expropriere. Și vă spun foarte conștient ceea ce spun. Aceste contribuții pe pilonul 2 nu sunt banii statului român. Rămân banii angajaților virați într-un cont individual, analizabil sau manageriat de niște firme private care își asumă o anumită cotă de creștere și își asumă de asemenea un procent pentru activitățile de management pe care le realizează. Reducând această sumă sau ducând banii într-o altă zonă, e ca și cum va lua casa, ca și cum va lua mașina, ca și cum va lua banii din buzunar, ceea ce nu este corect. Și Partidul Național Liberal a considerat necesar să aibă o temă națională în fiecare oraș, să avem acțiuni de informare, ca toți românii vizați de acest pilon al doilea, 45 de ani, să fie conștienți de efectele dezastroase a acțiunii pe care guvernul Dăncilă o realizează în momentul de față. Vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul domnișoarei Ileana Tomoiagă, purtător de cuvânt la PNL Baia Mare.
Vreau să vă asigur că este prima dumneaei conferință de presă și rolul nostru și modul nostru de a vedea politica la nivel de Baia Mare și Maramureș este de a introduce cât mai mulți oameni valoroși cu expertiză profesional în spate și care să poată face diferența între politicianul clasic, care se percepe la toate, dar de la nimica, cu oameni în specialități care pot să discute foarte în concret elemente și tehnice care ne avantajează pe toți în modul de guvernare atât local cât și național. Vă mulțumesc! Vă rog! Bună ziua și bine v-am găsit la prima mea conferință de presă. Mulțumesc colegului meu Cristian pentru introducere. Așa cum a spus și el, Partidul Național Liberal lansează în perioada următoare o campanie de informare și de conștientizare a cetățenilor cu privire la pilonul 2 de pensii. Campania este intitulată Oprește furtul lor, sunt banii tăi de pensie și se adresează contributorilor la pilonul 2 pentru a-i avertiza asupra măsurilor guvernului PSD-ALDE și anume de a desființa pilonul 2. Se pregătește adoptarea unui act normativ prin care să se mute banii de la pilonul 2 de pensie la pilonul 1. Românii trebuie să știe că ei au bani în pilonul 2 de pensie, că banii din pilonul 2 de pensie sunt proprietatea lor privată, că sunt aproximativ 9 miliarde de euro în România, în pilonul 2, iar numărul celor care contribuie la pensia administrată privată este de aproximativ 7 milioane de români. Pilonul 1 de pensie este pensia de stat din care sunt plătiți actualii pensionari. Fiecărui angajat îi se reține lunar 25% din salariul brut. Din acești 25%, 21,25% merge către pilonul 1, iar 3,75% merge spre pilonul 2. Cu alte cuvinte, statul colectează contribuții sociale de pensie de la salariat și le plătește imediat sub formă de pensii către pensionarii actuali. Pilonul 2 de pensii este un fond administrat privat care funcționează după principiul acumulării și multiplicării. Este proprietatea privată, repet, a celui care contribuie. Banii din pilonul 2 se acumulează în conturi individuale și pot fi retrași la vârsta pensionării, adică la 63 de ani la femei și 65 de ani în cazul bărbaților. De asemenea, banii din pilonul 2 nu se pierd, ei fiind moștenibili. Din pilonul 2 va rezulta o pensie suplimentară care vine în completarea celei de la stat. Repet, cele două tipuri de pensie nu se exclud, ci se completează una pe cealaltă. Introducerea sistemului de pensii private a fost realizată în guvernarea PNL 2005-2008 și face parte din programul de aderare a României la Uniunea Europeană. Scopul a fost prevenirea colapsului sistemului de pensii ca urmare a involuției demografice, scăderea natalității, creșterea numărului de pensionari și scăderea numărului de angajați. Fără soluția pilonului 2, românii nu au nici o șansă la o pensie decentă. Prin această campanie, Partidul Național Liberal susține creșterea contribuției la pilonul 2 de la 3,75% la 6% conform angajamentului statului român și apoi la 8%. Mesajul Partidului Național Liberal în această campanie este: nu desființați pilonul 2 de pensie, nu reduceți contribuția la pilonul 2 de pensie, creșteți contribuția la 6% respectiv la 8%. În județul Maramureș vom avea 50 de voluntari care vor discuta cu cetățenii și îi voi informa asupra situației pilonului 2 și vor fi distribuite aproximativ 40.000 de pliante. Vă mulțumesc! Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție pe această temă. Chiar dacă e o temă mai seacă, dar să știți că este foarte important. Acum, trecând de caracterul, să zicem așa, formal a unei conferințe de presă, eu am analizat situația și mi se pare, cred că cea mai mare furt istoric la nivelul României, efectiv bași mâna în buzunarul contribuabilului, iei banii și îi utilizezi într-o manieră necorespunzătoare. Eu nu știu dacă o astfel de lege ar putea să treacă din punct de vedere constituțional, pentru că asta ar însemna o naționalizare, iar pentru naționalizare trebuie să dai despăgubiri. Bun, PSD-ul poate să vină cu astfel de idei năstrușnice, au mai venit cu tot felul de idei care au fost declarate neconstituționale. Gândiți-vă că dacă tu mi-ai din buzunarul 100 de lei, trebuie să-mi dai înapoi 100 de lei ca și o măsură de compensare. Deci nu are nici o logică decât dacă garantezi printr-un act normativ o încălcare a drepturilor individuale ale omului, mă refer aici la dreptul la proprietate privată. Și ar fi foarte grav, pentru că s-ar încălca Convenția Drepturilor Omului. Ce șanse are un cetățean în instanță? Eu zic că maxime. Sau
Păi ăsta e furt. Corect. Deci asta vreau să vă spun. Dacă, de exemplu, vine statul și zice am nevoie pentru interes public să-ți iau casa, ca să fac o autostradă, să construiesc o autostradă, automat statul român este obligat să-ți dea o despăgubire în echivalentul imobilului asupra edificatului. În condițiile în care ți ia banii, ce poți să-ți dea înapoi, în schimb, ca și contramăsură? În altă ordine de gândiți-vă la contractele care au fost încheiate cu aceste autorități de management private, care și-au asumat niște obligații, au făcut niște business planuri, pentru că banii aia sunt introduși în economie, sunt plasați. Nu poți să-i scoți când vrei tu. Sunt niște contracte analizabile multianuale. Nu le poți modifica când vrei. Ar aduce prejudicii indirecte cetățeanului român prin plata de despăgubiri față de acele entități care managerează în prezent fondurile private. Oamenii nu înțeleg această chestie și nu înțeleg diferența. Una e pilonul 1, în care, da, ai virat o sumă de bani într-un mare sac, în care toată lumea a virat și de acolo se restituie. Ai un deficit, vii din buget și-l acoperi. Ai un excedent, îl păstrezi sau poți să-l folosești în alte destinații. Acești bani sunt banii privați. Și mulți dintre dumneavoastră știți, pentru că aveți sub 45 de ani, vine în fiecare an o scrisorică. Mai sunt și mai în vârstă, dar nu e o problemă. Vine o scrisorică și în care spune, ai un grad de colectare de nu știu cât, ai un indice de atâta de profit la suma alocată, urmează ca anul viitor să vă informăm despre evoluție. Acele scrisorile pe care le primim noi de la fondurile de investiții sau de la autoritățile de management pe aceste fonduri de investiții, sunt documente foarte importante. Din câte mi-aduc eu aminte, chiar după 60 de ani, tu poți să opinezi sau poți să optezi pe următoarea variantă. Ori primești toată suma de bani unoictu, adică înapoi toată, sau eșalonat. Și un lucru foarte important pe care l-a spus domnișoara Ileana Tomoiagă și pe care românii trebuie să-l înțeleagă și ca și prevenție, că este o sumă de bani care este transmisibilă prin succesiune. Adică dacă la 65 de ani, Doamne ferește, decedezi, automat suma respectivă e un bun transmisibil succesoral și merge în patrimoniul copiilor. Deci, practic, e o măsură și pentru copiii care vor beneficia de acea resursă. Nu se pierde. Pensia din pilonul 1 se pierde în momentul în care ai decedat, nu mai ai niciun fel de drept transmisibil, ci doar acel ajutor de mormântare care este considerat, să zicem așa, în acea zonă a beneficiilor pentru pensionari. Acum este transmisibilă. Dacă ei desfințează pilonul 2, automat acele sume de bani se pierd. Ele nu mai au cum să fie transmisibile pentru că merg pe legislația pilonului 1, care este o legislație specifică pensiilor asigurate în vechiul regim. De aia asta, repet, sunt chiar foarte, nu știu așa, dezamăgit că cei din ALDE, care sunt de dreapta și care au susținut mare parte din ALDE, sunt vechi liberali care au fost în Parlament și care au susținut acest proiect de hotărâre și l-au asumat în discuțiile în cadrul comunității europene. Mai mult de atât, noi am fost felicitați de către Comisia de Specialitate din cadrul Consiliului European pentru această măsură și chiar s-a dorit copierea ei ca și model în alte state care vor avea aceeași problemă a scăderii demografice. De asemenea, noi am făcut o practică, noi am instituționat o anumit tip de pensie privată pe care occidentalii o au, merg ei personal din salar, plătesc o sumă de bani și noi avem produse pe piață similare, dar noi am făcut-o într-o manieră mult mai transparentă, mult mai corectă și la nivel național. Și i-am asigurat pe toți românii că vor avea o pensie decentă de pe pilonul 1 și pilonul 2. Doamnelor și domnilor, aceasta nu este o emisiune, este Țara Mea Show!